Este mândru tare de etnia sa, se prezintă lumii ca fiind un rom ursar. Ca pe mulți alții din neamul său, viața l-a dus la închisoare. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu și așa cum știți, vă invit să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. A copilărit în Mahalaua de la podul Iloaiei. Apucăturile comunității de acolo l-au obligat să aleagă educația. Peste ani, încrâncenarea aceleiași comunități l-a trimis la închisoare. A omorât un om. La intersecție atunci și i-am văzut, am simțit pentru prima dată că astăzi ori am să moră, ori am să trăiesc. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? A fost momentul în care am zis că nu știu dacă o să mai ies vreodată de aici. Și nu știu dacă voi rezista. 4 ani de zile eu nu am pus piciorul pe pământ. Doar beton. Și când s-a întâmplat prima dată acest lucru, îmi tremurau picioarele. Are 27 de ani și spune lumii cu mândrie că el este țigan. A fost până mai ieri mândria comunității sale, cea de la podul Iloaiei. Printr-o ambiție rară, a reușit să-și depășească așteptările. A plecat din Mahala la oraș, la Iași, unde a reușit în cel mai scurt timp să fie cel mai bun în brasla sa. Avea 21 de ani și părea că are lumea la picioare. După ce am fost condamnat în primă instanță, timp de o lună de zile, parcă aveam aici ceva pe ureche și îmi spunea la nesfârșit, în ciuda faptului că aș fi putut să fac orice lucru, 15 ani. Și atunci, cumva m-am speriat, am zis că nu știu dacă o să fie ok, dacă eu tot simt asta, vorbesc la telefon, mă uit la televizor sau fac orice altă activitate și chestia aia de acolo nu dispare, cumva m-am îngrijorat. Și țin minte că m-am trecut atunci la psiholog și mi-a spus, stai liniștit, nu te speria, este perioada de acceptare. Și în curând va dispărea chestia asta. Și într-adevăr așa a fost. După o lună de zile n-am mai simțit chestia asta. Mi-am propus în schimb să urmez și să fac tot ceea ce înseamnă cursuri, activități, muncă. Pentru că sunt singurele lucruri în care arăți și instituției și familiei că dacă tu ai ajuns aici și poți face ceva să vii în sprijinul tău, faci. Tu după cât timp te-ai obișnuit cu închisoarea? Nu m-am obișnuit niciodată. Pentru mine este ca ieri. Pentru că din ce am văzut în acești 5 ani și jumătate, persoanele care s-au obișnuit au tot revenit aici. Eu nu m-am obișnuit niciodată. Și nici nu vreau chestia asta. Te vezi rezistând atâția ani aici? Nu mai am mulți ani. Mai am 4 ani până la prima comisie. Și mă gândesc la faptul că atunci când când va veni vremea să ies de aici, voi mai avea timp pentru familie, să-mi fac familie, să mă mai distrez, să fiu alături de familia mea, pentru că ei au fost oamenii care chiar au suferit pentru ce am făcut eu. Pentru că eu tind să cred că cei care suntem aici, noi nu suferim nici măcar un sfert cât suferă cei de acasă pentru noi. Ei sunt oamenii care fac sacrificii la nesfârșit pentru noi. Pachetele lunare, bani și vizite și stresul, pentru că ei se întreabă mereu, oare au mâncat astăzi? Oare nu s-a certat cu cineva? Oare nu s-a bătut cu cineva? Oamenii care nu au contact cu închisoarea privesc lucrurile din închisoare ca la televizor, ca în filmele americane, care fac referire la închisori. Ce fel de om ești tu? Cum te-ai caracteriza? Supus. Supus în sensul că
nu vreau să-mi scape niciun lucru bun sau bun de învățat. Mi-ai spus că ești închis alături de tatăl tău, încumnat, stați în aceeași cameră, sunteți închiși pe aceeași secție? Nu. Cumnatul meu, pentru care are domiciliul de Constanța, este la semi-deschis la penitenciarul din Constanța, din câte știu, Valul Traian, cred. Iar tatăl meu se află pe secția a 7 aici, în penitenciarul Iași, la infirmerie. Eu sunt la regim închis, împreună cu și tata este tot regim închis, doar că el este la infirmerie, și eu pe secția a 8 la cameră pentru munci. Eu lucrez, am deja la activ 4 ani și ceva de când muncesc. Și pentru că sunt unul dintre cei care muncesc, eu nu pot să-mi permit să stau cu tata. Și totodată recunosc că ar fi și mai greu, pentru că sunt zile când mai vrei să plângi, când simți nevoia să te mai descarci. Și atunci, dacă faci asta în fața părintelui, e mult mai greu pentru el. Sau invers caz. Paul Constantin Târșu a intrat pe poarta închisorii în urmă cu 5 ani și jumătate. Avea puțin peste 22 de ani. Venea în lumea condamnaților pentru ani grei. A fost condamnat pentru omor. El spune însă că nu el a luat viața unui om. Povestea lui Petru vine de demult, dintr-un război tacit între două familii din Mahalaua de la podul Iloaiei. O vrajbă ce datează de peste 30 de ani. Provine din neamul ursarilor, din comunitatea ișană, podul Iloaiei. Ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns aici? Acum 5 ani și jumătate am fost invitat de familia mea în orașul Podiroaia, acolo unde locuiau ei. Eu stăteam aici în Iași. Lucram ca ospătar la acea vreme și în una din zile părinții m-au chemat să facem un grătar. Fiind și cu puține zile înainte de începerea Paștilor, am zis că da, o să merg, toate că nu prea aș fi vrut, eram obosit din cauza serviciului, dar zic, când a fost în alte nuți, când am fost mai liber și nu am fost atât de stresat, am reușit, într-un fel sau altul, să nu dorm noaptea întreagă și să mai pot merge la un alt job a doua zi dimineața. Într-un final am acceptat invitația lor, pentru că de altfel a fost și pentru prima dată când ei m-au chemat la un grătar. Așa s-au întâmplat lucrurile atunci. Victima mea este o persoană care în anul 2002 l-a ucis pe fratele tatălui meu. În perioada când el, victima, când era încarcerată, din închisoare trimiteau tot felul de răspunsuri sau scrisori și spuneau că ei se vor întoarce și că următorul pe lista lor va fi tata. În vremea când unchiul meu a murit, eu aveam vârsta de 7 ani. Iar când s-a săvârșit fapta, aveam 21 de ani. În toți acești ani am crescut și trăit cu frica că într-o zi ei vor veni de la închisoare și vor face așa cum au spus. Timp de 14 ani, Petru a trăit cu frica în sân. El și familia sa se așteptau la răzbunare. Au primit tot timpul amenințări pe care le-au reclamat de altfel la poliție. Comunitatea în care a crescut știa de ura dintre cele două familii, privea însă nepăsătoare. Trufia și neuitarea ursarilor aveau să-i pecetluiască destinul. Dar ce s-a întâmplat? Ce au avut cu unchiul tău? Au fost două persoane? Unchiul meu atunci era singur și ceilalți erau doi. Întorși din închisoare, timp de 4 ani au continuat înjurături, amenințări. Eu, nemai stând acolo cu familia și locuind aici în Iași, am spus părinților mei, lăsați-i să facă ce vor ei, noi o să facem în continuare plângeri la poliție, dacă poliția orașului nu o să ia atitudinea corespunzătoare, există parchet.
Am făcut, bineînțeles, plângeri personal, la parchet, chiar înainte cu, cred că 4 luni înainte de săvârșirea faptei. Dar cu toate lucrurile astea nu s-a rezolvat niciodată nimic. Lucrurile erau din ce în ce mai rău. Ideea era că ei erau oamenii care, noi suntem criminali, suntem de temut, nimeni nu-și pune mintea cu noi. Oamenilor nu le era neapărat frică de ei. Era chestia, acea chestie că prefer să-mi văd de treaba mea și te las pe tine în treaba ta așa cum crezi tu că ești. Pentru simplu fapt că oamenii comunității i-au ocolit și nu au dat ocazii de certuri și scandaluri, ei au ajuns în pasul în care chiar făceau ce vroiau ei acolo. Revin la data în care s-a comis fapta, am ajuns acolo în localitatea Podiloae, iar la patru case distanță de casa mea era un magazin unde ei erau acolo, consumau băuturi alcoolice. Când i-am văzut, am zis că cred că ar fi mai bine să ocolesc drumul. Dar am zis, deja m-au văzut, dacă o să ocolesc, probabil chiar o să fie rău. Și atunci am preferat să merg, să continui drumul spre casă. Când mi-a fost frică, într-adevăr, atunci, în momentul ăla. Dar când, după ce am trecut de ei, nu au spus nimic, eu m-am așteptat la ceva, înjurături, amenințări, eventual bătaie, dacă era, că ei erau așa. Nu au spus nimic. După aia au început tot să înjure, au trimis, eu știu, niște vecini. I-au trimis acasă la mine, cu forța. Oamenii ăia se vedeau că erau speriați. Și chiar citez unul dintre martori, care îi spunea tatălui meu, te rog din suflet, ia-ți familia și pleacă de acasă, că o să intre peste voi și o să vă omoare. M-a pus să vin să spun chestia asta, pentru că altfel mă amenință inclusiv pe mine și eu am nepoți care trebuie să-i duc la școală. Adică acea persoană a făcut chestia asta pur și simplu din frică. Eu i-am spus tatălui meu atunci că când pot suna niște prieteni de aici, din Iași, să vină cu mașina și mergem aici la mine și ei, în urma noastră, pot veni să dea foc la casă. Pușcăria e deschisă pentru oricine. Și își știau locul. Tata atunci mi-a spus, și cred că pentru prima dată în viață chiar a țipat la mine, dar eu atunci chiar l-am înțeles, cumva i-am dat dreptate. În sinea mea nu i-am spus față. Unde naiba să mă mai duc din casa mea? Petru povestește cu o mare tristețe ceea ce s-a întâmplat. Lacrimile stau să-i curgă în timp ce sufletul îi sângerează. Despre el, toți cei din Podul Iloaiei aveau numai cuvinte de laudă. Era cunoscut drept un țigan muncitor care niciodată nu a supărat pe nimeni. A mers la școală și tot timpul a încercat să arate celor din jur părțile bune ale neamului său. A crescut cu frica lui Dumnezeu în suflet și în minte. Și cumva m-am simțit vinovat pentru că am ridicat tonul la el și i-am spus să plecăm. La acea vreme aveam o soră care este născută după mine. Era însărcinată în cea de-a 8-a lună și având în vedere situația de atunci și tot stresul psihic și teama totodată, mă gândeam și la chestia asta, Doamne, fă în așa fel încât să nu se întâmple ceva și cu sora mea, mai ales în situația în care suntem. Uf, din fericire nu s-a întâmplat chiar atunci, s-a întâmplat după o lună. Dar atunci i-am spus tatălui meu, hai să-l sunăm pe fratele tău, adică unchiul meu, să vină să ne ia cu mașina și să mergem în zona denumit popular, Mahala. Adică la casa părintească a tatălui meu. Cu greu, dar a acceptat. În drum spre... De fapt, în mașină era șoferul, cumnatul meu, tata, eu și încă un văr. E adevărat, eram prea multe persoane în mașină, eram 6. Deși cunoaștem capacitatea unui Volvo, și nu mai știu exact ce... Dar ne-am urcat în mașină. Cumva drumul spre casa bunicii mele
impunea o intersecție. Ei deja erau acolo la acea intersecție și nu mai erau doar doi, erau șapte. Pentru că spuneau că o să vină peste noi în casă. Și probabil au avut nevoie de mai multe persoane. Când am ajuns la intersecție atunci și i-am văzut, chiar am simțit pentru prima dată că astăzi ori am să mor, ori am să trăiesc. În acea zi, destinul lui Petru avea să fie jucat la o ruletă stupidă a străzii. Frica și disperarea aveau să pună stăpânire pe el. Pentru locuitorii acelei mahalale, astfel de incidente păreau o normalitate. O familie căuta dreptatea în stradă, strigând. O alta încerca să răzbune moartea străbunului, a bunicului și a unchiului. Războiul declarat de generații era din nou pe ulițele mahalalei. Deși aveam vârsta care o aveam, m-am gândit atunci la chestia asta. Și am spus șoferului cu toată frica și cred că am țipat așa cum n-am mai țipat niciodată în viața mea. Fă stânga, fă stânga. Șoferul nu a făcut stânga, pentru că dacă se vira spre stânga, se ocolea momentul de atunci. El a virat spre dreapta și a intrat în grupul lor. În urma impactului au fost lovite doar două persoane. Unuia dintre ei a avut ceva fractură la picior, nu mai rețin care picior. Iar cel de-al doilea, ceva lovituri la cap. Prin urmare, șoferul a fost încadrat la tentativă de omor calificat și condamnat la 10 ani de închisoare pentru această acțiune. Odată, după ce mașina s-a oprit în grupul lor acolo, eu am crezut că persoana care a fost lovită la cap a murit, pentru că a rămas cumva sub mașină, nu știu cum. Nu se mai vedea, pur și simplu. Eu povestesc acum acel moment, pentru că în momentul audierilor a trebuit să văd camerele video de atunci, de la faptă. E clar pentru chestia asta, pentru că noi am intrat cu mașina în ei, au sărit oamenii, au sărit la bătaie. Și atunci unul dintre ei, țin minte, de fapt am uitat să relatez că cu mine în dosar suntem de fapt patru persoane. Tatăl meu, cumnatul meu și verișorul prin alianță. Doi au fost excluși din dosar, din lipsa probelor. Și victima a venit la mașină, față dreapta unde era tatăl meu, să tragă de portier, să-l tragă pe tata. Chiar a încercat să-l tragă din mașină. După aia chiar au coborât toți din mașină și eu am rămas cumva ultimul. Mi-a fost frică atunci să cobor din mașină. Dar uitându-mă în față, vedeam că mai vin rude de ale lor. Strada unde a avut loc acest eveniment este una destul de lată. Imaginați-vă acea stradă plină de oameni dintr-un capăt în altul venind așa spre tine. Atunci am coborât din mașină. Chiar nu mi-amintesc care din grupul meu a lovit primul, pentru că victima era jos deja. Eu am încercat atunci când am coborât din mașină să-l lovesc. Am simțit cumva acea chestie: tu ești omul pentru care eu am trăit în teroare atâția ani de zile. Și ăsta a fost motivul pentru care chiar am simțit să-l lovesc. Dar nu am reușit. El avea vârsta de 42 de ani, dacă nu mă înșel. Și era așa un om foarte bine, foarte bine făcut. S-a ridicat din flic, a încercat să mă lovească și pe mine și pe tata. Pe tata nu l-a lovit, dar pe mine da. Apoi o altă persoană din grupul nostru, să zic așa, a fost persoana care i-a dat o lovitură de cuțit în piept, unde cuțitul a rămas în pieptul lui. Cu toate acestea, el nu a căzut jos. Eu n-am știut atunci că el este deja lovit, că a fost înjunghiat.
cumnatul meu atunci i-a aplicat o lovitură de par în zona omoplaților și a fost momentul când cuțitul pur și simplu a sărit din el. Ceea ce a urmat este greu de imaginat. Membrii celor două familii au pornit la luptă ca la răscoală. Au luat cu ei bâte, securi și cuțite. Petruș amintește că era mai mult paralizat de frică. A fost lovit și atunci a reacționat. A simțit în acea zi fie că va muri, fie va trăi. La un moment dat, unul dintre rivali a căzut secerat la pământ. Fusese înjunghiat. Spaima pusese deja stăpânire pe Petru. A luat cuțitul plin de sânge și a fugit. La un moment dat s-a întâlnit cu rivalul rănit. L-a lovit și el cu disperare în spate. Apoi a urmat șocul conștientizării, pentru că am fost în comunitatea acolo și chiar aici, în Iași, am fost în cartierul, de fapt, unde stăteam. Eram cumva mirarea romilor, dacă pot să spun asta. Pentru că am încercat întotdeauna să fiu un exemplu și să demonstrez tuturor oamenilor, cel puțin celor din jurul meu, că nu contează că ești de o altă etnie sau ce apartenență ai, poți să devii un om de succes în viață dacă chiar vrei asta. Când am conștientizat că ce am făcut nu o să fie prea bine, eu am crezut atunci că el este mort din cauza mea. Mai târziu, după momentul încarcerării și în urma expertizelor IML, în urma rezultatului, am văzut acolo împreună cu avocata și citez aici IML-ul, loviturile aplicate victimei în zona spatelui nu au condus la decesul victimei, iar în caz de supraviețuire ar fi necesitat de îngrijiri medicale între 7 și 8 zile. Probabil că atunci a fost cel mai mare șoc din viață. Pentru că am conștientizat că el nu este mort din cauza mea și că aș fi putut să fiu încadrat la tentativă de omor. Simplu, sau calificat. Dar nu a fost așa. Din contră, chiar mi s-a spus de către procurorul care a instrumentat cazul că dacă vrei să ai parte de recunoaștere, mie îmi recunoști inclusiv lovitura din inimă. Ce a fost momentul în care am recunoscut inclusiv asta? Dar cu toate astea, totuși, condamnarea... Dar până la urmă, tu n-ai aflat cine l-a înjunghiat? Ba da. Cine? L-a înjunghiat o persoană din grupul nostru. Nu pot să-i dau numele, oricât de mult aș vrea, dar nu. L-a înjunghiat o persoană din grupul nostru, iar procurorii, din lipsa probelor asupra lui, când dosarul era în etapa de urmărire penală, față de el s-a dispus neînceperea urmăririi penale. Dar în ziua când a venit condamnarea din primă instanță, și el a venit aici în închisoare pentru ultraj. Pentru mine a fost cel mai mare semn de la Dumnezeu, pot spune. Nu știu cât și cum cred în Dumnezeu, eu unul chiar cred. În care, de fapt, în cei 2 ani, pentru că finalitatea dosarului meu a fost de 2 ani și 8 luni, până la condamnarea definitivă. Dar în cei 2 ani, cât dosarul se afla pe rolul instanței, pe rolul tribunalului Iași, adică etapa fondului dosarului, eu am uitat multe nume. Am uitat nume și oameni care mi-au fost cei mai buni prieteni. Pentru că nu a mai fost o zi în care să nu plâng.
apoi a urmat șocul conștientizării, pentru că am fost în comunitatea acolo și chiar aici, în Iași, am fost în cartierul, de fapt, unde stăteam. Eram cumva mirarea romilor, dacă pot să spun asta. Pentru că am încercat întotdeauna să fiu un exemplu și să demonstrez tuturor oamenilor, cel puțin celor din jurul meu, că nu contează că ești de o altă etnie sau ce apartenență ai, poți să devii un om de succes în viață dacă chiar vrei asta. Când am conștientizat că ce am făcut nu o să fie prea bine, eu am crezut atunci că el este mort din cauza mea. Mai târziu, după momentul încarcerării și în urma expertizelor IML, în urma rezultatului, am văzut acolo împreună cu avocata și citez aici IML-ul, loviturile aplicate victimei în zona spatelui nu au condus la decesul victimei, iar în caz de supraviețuire ar fi necesitat de îngrijiri medicale între 7 și 8 zile. Probabil că atunci a fost cel mai mare șoc din viață. Pentru că am conștientizat că el nu este mort din cauza mea și că aș fi putut să fiu încadrat la tentativă de omor. Simplu, sau calificat. Dar nu a fost așa. Din contră, chiar mi s-a spus de către procurorul care a instrumentat cazul că dacă vrei să ai parte de recunoaștere, mie îmi recunoști inclusiv lovitura din inimă. Ce a fost momentul în care am recunoscut inclusiv asta? Dar cu toate astea, totuși, condamnarea... Dar până la urmă, tu n-ai aflat cine l-a înjunghiat? Ba da. Cine? L-a înjunghiat o persoană din grupul nostru. Nu pot să-i dau numele, oricât de mult aș vrea, dar nu. L-a înjunghiat o persoană din grupul nostru, iar procurorii, din lipsa probelor asupra lui, când dosarul era în etapa de urmărire penală, față de el s-a dispus neînceperea urmăririi penale. Dar în ziua când a venit condamnarea din primă instanță, și el a venit aici în închisoare pentru ultraj. Pentru mine a fost cel mai mare semn de la Dumnezeu, pot spune. Nu știu cât și cum cred în Dumnezeu, eu unul chiar cred. În care, de fapt, în cei 2 ani, pentru că finalitatea dosarului meu a fost de 2 ani și 8 luni, până la condamnarea definitivă, da, în cei 2 ani cât dosarul se afla pe rolul instanței, pe rolul tribunalului Iași, adică etapa fondului dosarului, eu am uitat multe nume. Am uitat nume și oameni care mi-au fost cei mai buni prieteni, pentru că nu a mai fost o zi în care să nu plâng. Așa a ajuns la închisoare. Expertizele medicale au arătat că loviturile date de Petru nu au pus în pericol viața acelui rival. Lovitura de cuțit, cea din piept, i-a fost fatală. Nu se consideră nevinovat, dar spune cu amărăciune că nu el a cauzat moartea acelui om. A intrat pe partea închisorii pentru 15 ani. Împreună cu el a venit tatălui, bolnav de Parkinson, un văr și un cumnat. Odată cu ei și familia lor de ursari a fost condamnată. El, mândria comunității din Mahala, s-a transformat brusc în rușine. Probabil cel mai greu, de fapt, moment a fost faptul că îmi spuneam în continuu ce o să zică lumea, cum voi fi privit după. Pentru că mi-am trăit copilăria și o parte din adolescență
vorbindu-se doar despre criminal, că vor veni acasă și se vor întâmpla lucruri. Și atunci întreaga comunitate știa lucrurile acestea și dacă întrebam pe oricine de acolo, ce crezi că se va întâmpla când ei vor veni acasă? Deși eram mai mic, am ajuns în etapa adolescenței și cumva tot am căutat răspunsul ăsta, doar pentru mine, ca om să văd dacă ce gândesc eu chiar așa o să se întâmple. Și toată lumea îmi spunea, când eu să vin acasă, ori ei or să moară, ori cineva de la voi. Și asta s-a întâmplat. Eu am crescut cu chestia asta că ei or să vin acasă și cineva, din nou, după atâția ani, va trebui să mai moară. Dar de la ce a pornit ura asta între familii? Scandalul, de la ce a pornit? Această ură în aceste două familii cred că datează de mai bine de 30 de ani. Ei au fost părinții lor sau rude de-a lor, mai exact, au fost cei care l-au omorât pe bunicul meu. Bunicul meu, atunci când a murit, avea 44 de ani. După nu foarte mulți ani, l-a omorât pe unchiul meu, care avea 34 de ani și 3 copii. Cel mai mare copil al unchiului meu, la acea vreme, avea 16 ani. Doi băieți, un băiat și două fete. Așa au fost lucrurile. Marea problemă a fost că noi cumva nu am vrut să mai plecăm de acolo, pentru că te legi de locul copilăriei, de practic de locul unde te-ai născut. E locul unde tu îl numești acasă. Și atunci pentru alți oameni lipsiți de conștiință și de discernământul binelui și a răului, să alegi să pleci pur și simplu nu-i foarte ușor. Tu provii dintr-o familie de romi? Da. Lucrul ăsta a contat vreodată? Nu știu, ai fost privit altfel? Ai fost marginalizat? Crezi că asta a și dus la condamnarea ta și nu s-a vrut aflarea adevărului? Nici o secundă. Pentru că, cel puțin în ceea ce privește discriminarea, să spun asta, eu nu am avut niciodată, chiar niciodată probleme. Și asta, ca drept dovadă, stau faptul că am avut dintotdeauna cel mai bun servici, cel mai râvnit servici, chiar de persoane care eram de seamă, ei arătau altfel, erau mult mai inteligenți, mai altfel, pur și simplu. Și ei, cu toate astea, nu au reușit să ajungă unde am ajuns eu. Eu aici a fost o vreme când eram cel mai bun ospătar din Iași. Și ajunsesem în pasul în care nu mai aveam un serviciu la fix, așa cum numeam noi, ci pur și simplu așteptam telefoane și eram invitat la evenimente. Și odată cu lucrurile astea, la rândul meu sunam alți colegi și îi întrebam dacă sunt disponibil și dacă nu au eveniment, să vină să mă însoțească. A vrut să fie liber, să plece departe de ura unei comunități ce pare încremenită în tradiții și încrâncenare. Mahalaua l-a ajutat să se depășească, aceeași comunitate însă din Mahala l-a învins. A ajuns astfel la închisoare, unde și-a trăit tinerețea plângând. De 5 ani și jumătate este încarcerat în pușcăria de la Iași. Are 27 de ani și continuă să plângă în seriile în care trecutul îl bântuie. Iași există un restaurant de prestigiu, cu vechime, cu istorie, și tineretul de atunci priveau ca ceva foarte greu de atins. Și eu am zis că dacă voi spuneți că e foarte greu de atins, eu am să încerc acolo să ajung. Ei nu mi-au dat șanse. Și la scurt timp chiar am ajuns să lucrez acolo. Dar țin minte în schimb că tot e perioada Sfintei Parascheva acum. Ieșisem din tura de noapte și mă îndreptam spre casă. Am ajuns cumva în fața mitropoliei și era, nu mai țin minte exact ce moaște a dus din Grecia în acel an spre închinare aici la noi, și îmi trece așa fulgerător prin gând, când vreodată voi mai avea eu ocazia asta?
Țin minte, era noaptea de 13 octombrie și atunci zic, nu o să am ocazia mai mult ca sigur, nu știu dacă voi ajunge în pasul în care să fac sacrificii, să mă duc la acea mănăstire acolo. Și pentru că conștientizez lucrurile astea, în secunda asta mă duc la rând. Și am stat atunci 17 ore la coadă. La ora 12 ziua trebuia să fiu din nou la serviciu și țin minte că m-a sunat atunci șefa și mi spune: este ora 2, tu de ce nu ești la serviciu? Cum ai putut tocmai astăzi când avem atâția clienți? Și spun: doamnă, eu sunt la rând la Sfânta Parascheva, am stat de azi noapte, de când am ieșit din tură. Cum să faci asta? Zic, da, am făcut asta, de acum nu știu dacă chiar mai pot ieși după o noapte petrecută aici. Și mi-a spus atunci, termini acolo și te întorci la lucru. Nu contează cât va fi ora, cu condiția să-mi aduci de acolo o icoană și o candelă. Asta am și făcut. Când a intrat în pușcărie, Petru iubea. Era îndrăgostit, lulea, de o româncă. Venea în lumea condamnaților pentru 15 ani și cu un dor nebun în suflet. Românca lui l-a căutat timp de 4 ani și ceva. Îi era din ce în ce mai greu. Femeia a încercat să-și găsească liniștea în Anglia. Este medic estetician. Nu a reușit însă să-și omoare iubirea din inimă. S-a întors la dragostea ei, care acum este încarcerată. Astfel, Petru visează la un viitor. De ce pregătire ai? Am făcut doar 11 clase, pentru că în momentul când am ajuns la 11 clase, tatăl meu suferă de Parkinson. Și a fost perioada în care lucrurile nu erau foarte ok cu el, foarte grea deplasarea, foarte grea comunicarea și cumva am simțit că trebuie să iau cumva această povară de pe umerii lor și să devin, așa cum e vorba, bărbatul din casă, să pot să-i ajut. Inițial priveam liceul la acea vreme ca o sursă de venit din cauza faptului că era vorba de bursă. Eu eram și la liceu și serviciul era la locul lui. Dar când am simțit că eu nu mai pot eu ca om și prea mult, depășisem deja numărul de absențe, eram de profil economic și cerințele erau destul de mărișoare, adică nu vorbeam de un profil oarecare, am zis că ok, am ajuns la un număr de absențe în care nu mi se mai permite bursa, deci nu mai pot privi asta ca un venit și dacă tot nu mai pot privi ca un venit, am să renunț. Și am renunțat. Sora ta a făcut școală? Nu. Eu mai am două surori și amândouă au făcut doar 9 clase. Cea mai mică a fost în perioada când a avut loc fapta și toate lucrurile. A fost anul în care ea s-a înscris la liceu, în clasa 9. Victima avea o fată de aceeași vârstă cu sora mea și cumva erau în același liceu, fiind durerea copiilor prea mare, pentru că era vorba de tatăl lor. Când o vedea pe sora mea în liceu, începea criminalul și nu știu ce, și nu știu ce. Și atunci sora mea chiar a renunțat. Mi-ai povestit că tu ai crescut într-o zonă numită Mahala? Așa se spunea. De ce? E o întrebare la care chiar nu știu să vă dau un răspuns. Pentru că eu, la rândul meu, nu m-am întrebat niciodată de ce poartă această denumire, acest loc. În Mahala erau doar familii de romi? Da. Cum și e să... foarte puține familii de români. Comunitatea era împărțită undeva, în sensul că în deal, în zona unde sunt blocurile și primăria și celelalte instituții importante și școala totodată, stăteau mai mulți români și în vale erau casele unde mai mult erau romi decât români. Și probabil de asta și această denumire. Petru lucrează la bucătăria închisorii. Are grijă ca totul să fie în regulă. Este pentru mulți dintre colegii lui un exemplu. El este omul care întotdeauna are o vorbă bună pentru oricine. Ajută și dă sfaturi pertinente.
În momentele sale de singurătate își visează cu ochii deschiși iubita și viitorul. Ca și în timpul în care stătea în Mahala, are așteptări mari de la existența sa. Știe că va trebui să arate lumii că nu este doar un criminal. El este țigan, un om care cu siguranță își va depăși condiția. Cum a fost copilăria ta? Pot să spun că am avut o copilărie frumoasă, cu excepția faptului că am crescut cu ideea și concepția că ei vor veni de aici și atunci lucrurile nu o să fie bine. Tu știai ceva despre închisoare? În momentul în care, înainte de a se întâmpla... Credeam că lucrurile în închisorile din România sunt ca la televizor. Iar dacă vreodată întâlneam pe cineva care a avut contact cu acest mediu, nu vroiam să știu absolut nimic. Motiv pentru care n-am știut niciodată, am ajuns, țin minte, atunci când am ajuns la arestul IPJ-ului, pentru o bună vreme am crezut că acolo este închisoarea. Și colegii pe care îi aveam atunci în cameră erau cumva pentru prima dată și nu aveau cunoștințe despre acest loc. Dar când am ajuns aici, lucrurile chiar s-au schimbat în comparație cu lucrurile de pe arest. În primul rând s-au schimbat din punct de vedere al telefonului, al televizorului, chiar și a condițiilor, pentru că nu erau atât de prietenoase pe arestul de atunci. Acum am înțeles că s-a schimbat. Nu mai este acolo unde am făcut eu arest. Și țin minte când am ieșit pentru prima dată la curtea de plimbare aici, după, deja aveam 3 luni și 3 săptămâni, cred, de când eram pe arest acolo, și odată ajuns aici, când am ieșit la curtea de plimbare, am făcut febră musculară. Atunci mi-am dat seama că eu nu cred că o să ies sănătos de aici, din niciun punct de vedere. Dar au venit în sprijinul meu și colegi, și nici nu-mi cape îndoială, de educatori, psihologi, în principiu specialiștii din cadrul educației. Cum ai reușit tu să treci peste momentul condamnării? Mi-ai spus că a fost o perioadă în care ai plâns zilnic. După ce am fost condamnat în primă instanță, timp de o lună de zile, parcă aveam aici ceva pe ureche și îmi spunea la nesfârșit, în ciuda faptului că aș fi putut să fac orice lucru, 15 ani, 15 ani, 15 ani, 15 ani. Și atunci, cumva m-am speriat, am zis că nu știu dacă o să fie ok, dacă eu tot simt asta, vorbesc la telefon, mă uit la televizor sau fac orice altă activitate și chestia aia de acolo nu dispare, cumva m-am îngrijorat. Și țin minte că m-am trecut atunci la psiholog și mi-a spus, stai liniștit, nu te speria, este perioada de acceptare. Și în curând va dispărea chestia asta. Și într-adevăr așa a fost. După o lună de zile n-am mai simțit chestia asta. Mi-am propus în schimb să urmez și să fac tot ceea ce înseamnă cursuri, activități, muncă. Petru este cea mai elocventă dovadă a ceea ce înseamnă uneori comunitatea. Provine din neamul ursarilor de la podul Iloaiei, o zonă amorțită în răzbunări și încercări de autodepășire. O cutumă nescrisă a familiei l-a adus la închisoare. Aici s-a redescoperit și a devenit tânărul obligat să supraviețuiască într-o altfel de mahala decât cea în care a copilărit. Când am ajuns la intersecție atunci și i-am văzut, chiar am simțit pentru prima dată că astăzi ori am să mor, ori am să trăiesc. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? A fost momentul în care am zis că nu știu dacă o să mai ies vreodată de aici. Și nu știu dacă voi rezista. 4 ani de zile eu nu am pus piciorul pe pământ. Doar beton. Și când s-a întâmplat prima dată acest lucru, îmi tremurau picioarele.